Bună seara, strigoiașilor, și bine ați revenit sau ați venit pe canalul meu de YouTube. Mă bucur să ne revedem după o scurtă pauză, după cum am scris și în comunitate. Ideile sunt destul de vagi în legătură cu videoclipurile. Am observat că vizualizările au scăzut foarte tare. Am observat că poveștile vă plac și nu prea. Vă plac mai mult poveștile trăite de unii oameni decât cele care sunt doar niște legende. Din păcate, nu am cum să mai fac astfel de povești pentru că nu mi-a mai scris niciun abonat care să fi pățit ceva legat de paranormal, dar cu tot dragul, când o să mai îmi scrie careva, o să le povestesc pentru voi în clipurile mele. În schimb, am cerut părerea voastră, am primit comentarii, o să țin cont de ele. M-am gândit și eu de multe ori la astfel de titluri de videoclipuri, doar că am crezut că poate sunt prea plictisitoare, un fel de clipuri documentare. Am să încerc să le fac, dar astăzi vin pentru voi, mai ales că mi-a fost cerut aproape acum un an acest clip și tot am zis că îl fac, am avut unul asemănător, adică încă am unul asemănător pe canalul meu de YouTube. Și m-am gândit că nu are rost să deschid din nou subiectul, dar mi-a fost cerut și în privat, în ultimul timp erau început cererile și am hotărât să vorbim din nou despre ceea ce ține de vrăjitorie. Nu știu de ce vă place atât de mult acest subiect, dar astăzi am hotărât să vă spun care este diferența dintre magia albă și cea neagră, pentru că mulți oameni confundă acest lucru și pe finalul videoclipului vreau să vă mai transmit ceva foarte important legat de acest lucru. Dacă vreți și o să vă placă acest clip, m-am gândit ca data viitoare, înainte de a da drumul la subiectele alese de voi, să facem un videoclip tot legat de magia albă și magia neagră, mai exact despre magia neagră, despre cum se fac anumite ritualuri și ce se folosește în aceste ritualuri. Eu oricum l-am pregătit, ideile sunt pregătite, dar dacă vouă vă face plăcere să vă uitați la el, cu tot dragul să-i dau drumul. Să vă las și imagini și o să intrăm un pic și în biserică, să-i spun așa, să vedem și părerea bisericii despre ceea ce ține de toate aceste lucruri. Așa că ce să zic, luați-vă ceva de mâncat, luați-vă ceva de băut și rămâneți până la final. Vizionare plăcută! Magia, cunoscută ca și vrăjitorie, este manipularea forțelor necunoscute, supranaturale, pentru a produce efecte de cel care o practică. Iar practica ei este de multe ori influențată de idei religioase, misticism, ocultism, știință și psihologie. Însă eficacitatea magiei nu este total demonstrată. Asta este o definiție a magiei, a ceea ce înseamnă magie în adevăratul sens al cuvântului. Biserica ne spune căci Hristos, care a venit și a risipit lucrările întunericului și ale satanei, este dat la o parte de omul contemporan, pentru că în locul lui este cinstit Lucifer și demonii săi. Ca o consecință, magia, care este adorarea demonilor, ajunge să conducă în epoca noastră prin mijloace de informare în masă. Se aude neîncetat despre atâtea cazuri de magie albă și magie neagră. Biserica ne spune căci noi creștini ortodoxi nu trebuie să folosim sub nicio formă niciun fel de magie, chit că e neagră, chit că e albă. Pentru că magia, în adevăratul sens al cuvântului, cum consideră biserica, este un lucru rău. Un lucru care Biblia îl interzice categoric, indiferent că vorbim de vrăji, de ghicit în cărți sau de oricare alt lucru. Conform zicătorii, preoții ne spun: nu te amăgi, creștine.
Niciodată lupul nu va avea cum să devină oaie, așa cum nici diavolul, doctor, ci vindecător de suflete. Căci diavolul e urător de bine. Diavolul e lăsat să facă rău și diavolul nu dorește să vadă omul la bine, să se bucure, să se vindece. Diavolul caută doar să-ți facă rău. Și mai ușor ar putea arde zăpada și ar îngheța focul decât diavolul să ducă la bine omenirea. Așa că biserica le spune că cei care doresc să-și afle răspunsurile, să caute în Biblie, în rugăciune, în post, în pocăință, nici de cum în cărți, vrăjitori, ghicitori, vraci și magi. După cum știți deja cu toții și am mai vorbit despre acest lucru, tarotul nu are nicio legătură cu demonologia. Ba mai mult, tarotul este inclus în magia albă. Oamenii care se ocupă cu magia albă sunt considerați făcători de bine. Oameni care vindecă, care te ajută să-ți cauți calea. Eu, din punctul meu de vedere, consider că tarotul nu are nicio legătură nici cu magia albă, nici cu magia neagră. Pentru că magia albă e tot un fel de magie neagră, doar că mascată. Tot dezlegări faci. Magia neagră leagă, magia albă dezleagă. Eu consider că tarotul are treabă cu ezoterismul, cu spiritualitatea, cu astrologia. Eu așa îl văd. Fiecare om are un punct de vedere departe de definiția însăși a unui lucru. Iar eu așa îl văd. Biserica are oricum o totală părere greșită despre tot ceea ce ține de această cultură, despre această religie, cum o numesc unii. Pentru a contracara practicile creștine, biserica, preoții, amenință credincioșii cu iadul. Merită să arzi în iad pentru un bărbat sau o femeie frumoasă la chip, căruia sufletul său este negru, iar pe tine te trage? Merită să arzi în iad pentru mâncare și băutură? Merită să arzi în iad pentru plăcerile trupești? Merită să arzi în iad pentru o bucată de fier pe patru roți? Merită să arzi în iad pentru petrecerile și lucrurile lumești? Merită să arzi pe veci în iad și să te lapezi de Dumnezeu pentru a afla ceea ce ți se va întâmpla peste câțiva ani? Asta ne spune Biblia și asta ne spune biserica, preoții. Amenință omenirea că tot ceea ce este greșit sau mai puțin greșit este răsplătit. Dacă este rău cu iadul, iar dacă este bine cu raiul. Însă acestor clerici și a argumentelor lor care le susțin cu tărie, le amintim că însuși Papa Francisc a declarat de curând că iadul nu există. Și le mai amintim clericilor că sunt fețe bisericești care ghicesc și prezic viitorul. Deschizând Cartea Sfântă, ceea ce nu este nici legal și este și împotriva cuvântului bunului Dumnezeu. Cumva preoții se contrazic. Preoții sunt cei care, mă scuzați, l-au răstignit pe Domnul Iisus Hristos și sunt cei care l-au pângărit. Și atunci ei vin să ne dea nouă lecții că magia este un lucru rău. Dar na, este părerea bisericii și noi o respectăm.
Acum vreau să vorbim despre magia albă și ceea ce înseamnă ea. Ceea ce înseamnă ea într-o simplă frază. Dacă nu faci rău, fă orice vrei. Încă din antichitate se practica magia albă. Asta demonstrăm cu nașterea Domnului nostru Iisus Hristos și cei trei crai magi de la răsărit. În vremuri de demult, denumirea de magi se dădea savanților, doctorilor, astronomilor. Aceștia aveau cunoștințele care omul de rând nu le avea și la care nu avea acces. Iar pentru asta, oamenii de rând îi considerau vrăjitori. Ce este în prezent magia albă, vom afla acum. O vrajă este un set de instrucțiuni pe care magul le urmează, ca să poată să își concentreze energiile psihice pe efectul dorit, deoarece comportamentele unei vrăji au o natură simbolică. Sunt și cei care personalizează pentru o magie mai bună. Și cu cât ritualul este mai personal, cu atât e mai eficient ceea ce face acel om. Orice vrăjitor și magician care se respectă se folosește de jurnalul vrăjilor numit Book of Shadows. Folosește indicațiile acestuia și informațiile Marii Chei a lui Solomon, considerat cel mai mare mag al tuturor timpurilor. Magul se folosește cu precizie, bineînțeles, de energiile care îl înconjoară, indiferent că sunt pozitive ori negative, pentru a obține rezultatul dorit. În cazul nostru, unul benefic pozitiv. Cei care fac magie albă o pot face liniștiți. Lucrarea lor, dacă nu afectează alte persoane, sunt considerați vraci. Cei care mai pot folosi magia albă sunt cei care respectă cu sfințenie lucrurile din moși strămoși, iar cei care nu respectă legea și trec pe partea întunericului, atenție, legea lui 3, vor avea extraordinar de mult de suferit. Ce înseamnă legea lui 3? Simplu. Ceea ce ai făcut tu acelei persoane și ai făcut rău, trecând de partea întunericului, adică de partea magiei negre, se va întoarce de 3 ori mai puternic asupra ta. De întoarcere, căci așa se numește, vine și la cel care își creează protecții puternice sau când el îi oferă ținte false. Ei bine, și cei din magia albă folosesc protecție, pentru că, după cum vă spuneam, și acolo se folosesc de entități. Iar acea protecție este destul de importantă, mai ales pentru cei din magia neagră. Și indiferent de ce ai face, dacă ai făcut rău, acel lucru se va întoarce împotriva ta. După cum vă spuneam și la început, magia albă se referă la descântece, ghicit în cărți, în cafea, în stele, pentru a vindeca anumite boli, pentru a da anumite sfaturi, pentru a dezlega cununii, a împăca oameni, a face bine. Magia albă mai poate însemna o vorbă bună, o îmbrățișare, un cuvânt spus atunci când trebuie, o vorbă dulce. Cei ce fac magia albă sunt prea puțini, iar eu consider că magia albă are legătură cu cei care se folosesc de puterea lui Dumnezeu, cei care sunt pusnici, călugări, măicuțe, nici de cum tămăduitoarele de pe internet, care folosesc numele Domnului pentru a mai face și ele niște bănuți.
Dar despre asta o să vorbim către final. Acest lucru este magia albă. Tot ceea ce este bun conține magia albă. Dar după cum vă spuneam, definiția spune că magia albă poate fi practicată și cu ajutorul entităților necurate. Și atunci, care este diferența dintre magia albă și magie neagră? Scrieți voi. Dacă într-adevăr ceea ce spun eu are logică. Haideți să vorbim și despre magia neagră și diferențele dintre magia albă. Bineînțeles că și la magia albă, această magie necurată are și ea o frază foarte importantă, de care mulți oameni de rău țin cont. Orice vrei, aceasta este singura lege. Căci acolo nu este frică și nici suspin. Adepții magiei negre nu recunosc nicio divinitate pozitivă, ci doar pe cele negative. Ei nu cred în Dumnezeu, în Buddha, în Allah. Și nu cred nici în această karmă despre care vă povesteam mai devreme. Ei nu cred că acel rău se poate întoarce împotriva lor cu acel șoc de întoarcere. Pentru că consideră că protecția lor este mai mare decât orice putere dumnezească. Căci ei lucrează cu cel de jos, cel care nu face bine. Magia neagră este mult mai ușor de făcut, pentru că nu impune constrângeri morale. E mult mai ușor să faci un rău și să distrugi, decât să construiești ceva și să faci ceva bun și pentru suflet. Practicanții magiei negre pot să inducă de la distanță o boală mortală unor anumite persoane, să le facă legături de dragoste și chiar pasiuni sexuale. Ei folosesc obiecte care aparțin victimei, cum ar fi fire de păr, unghii, o seminte, lucruri personale de ale victimei și multe altele. De multe lucruri pentru a face acele vrăji, acele lucruri necurate. Valuri despre care, cum vă spuneam, o să vorbim data viitoare. Merg în cimitire, folosesc cranii, lumânări negre și tot felul de lucruri murdare. Aceste persoane care folosesc magia neagră, indiferent că este voodoo ori altfel de magie, își fac acea mare protecție. Protecția care se face la persoane mult mai mari decât ele. Protecția lor se face prin a sacrifica niște animale nevinovate, cum ar fi vite, găini și, în unele cazuri, chiar și pisici negre. Nu știu dacă voi ați știut, dar sunt femei vrăjitoare cărora nu le plac pisicile negre. Și nu e așa cum spune mitul, căci pisica neagră este prietenul unei vrăjitoare. Nu. Acelea sunt niște mituri, niște povești de dormit copii. Pisicile negre sunt singurele ființe care simt energiile negative, îl simt pe necuratul. Iar vrăjitoarelor de magie neagră, asta nu le convine. Pentru că intenția lor este să pună piedici oamenilor. Nu să le găsească și să se ferească. Iar pisicile negre te feresc, te previn. Nu ți-aduc ele ghinionul sau îți aduc ele lucruri necurate în casă. Această tehnică, cum că diavolul ar fi intrat în pisicile negre cu mii de ani în urmă, este o prostie. O legendă care a rămas și peste ani până în zilele noastre. Sunt vrăjitoare care se feresc să facă vrăji persoanelor care au animale de companie, mai ales pisici negre, căci știu că aceste lucruri se pot întoarce împotriva lor chiar de au această protecție. Ele sacrifică acele animale pentru a da sufletul lor ofrandă diavolului, căci altfel diavolul
va veni și le va lua sufletul lor, al vrăjitoarelor sau și mai rău, al victimei care nu are nicio vină. Ori se face o mare confuzie între paranormal, magie și excrocherie, ori puteri miraculoase sfinte. Pentru mulți oameni, vrăjitorii sunt păgâni, ori unelte ale satanei, și cei ce pot face minuni sunt doar sfinți, iar ceilalți sunt oameni răi, sunt diavoli pe pământ. Ce uită însă să spună acești mari, confuzioniști și evlavioși credincioși, este că sfinții, inclusiv Isus, au fost umani, pământeni, și minunile lor s-au datorat cunoștințelor pe care le posedau. Pe lângă acești mari profeți precum apostolii lui Isus și mari preoți precum Vezina sau Zamolxis, ori mari inițiați precum Platon și Pitagora, nu au făcut minuni, în purul sens al cuvântului. În schimb, ei au putut controla energiile înconjurătoare, au însănătoșit bolnavii și au redat liniștea celor din jur. Cu alte cuvinte, au putut face minuni, vrăji sau magie. Acesta este adevărul. Din păcate, pe lângă acești inițiați, de-a lungul secolelor, au venit profeți mincinoși, falși vrăjitori, care prin trucuri și hipnoză, prin minciuni și prin iluzii optice au păcălit oamenii, demonetizându-i astfel pe adevărații magicieni. Exact ca și în zilele noastre. Așa că, dragii mei, diferența dintre magia albă și magia neagră este foarte mică. Cei care lucrează cu însuși diavolul, cu magia neagră, sunt cei care ne fac rău. Sunt cei care ne doresc moartea, ne leagă de persoane nepotrivite, ne fură ce avem mai de preț, sănătatea, liniștea, persoanele de lângă noi. Iar cei ce lucrează cu magia albă ne vindecă și ne ajută să ne găsim o cale în viață. Prin diferite tipuri. Cu un sfat, cu o vorbă bună. Oameni care fac magie albă sunt peste tot în lume. Psihologi, doctori, descântători, chiar și ghicitori, dacă voi vreți. Iar cei ce fac magia neagră sunt criminalii, sunt oamenii care îți ții la sufletul tău și îi rănesc. Și aceștia se pot folosi de magia neagră. Magia neagră și magia albă nu este doar o vrajă în sine care te face bun sau rău. Îți ia lucrul bun și îți dă lucrul rău. Nu, este tot ceea ce ține de bun și rău. Ceea ce faci bine e o magie albă, iar ceea ce faci rău e o magie neagră. Sper că vi-a fost util acest clip și sper că ați înțeles ce care ați putut înțelege și aveți capacitatea de a înțelege, iar cei care dau hate să fie sănătoși. Despre asta este magia albă și magia neagră. Bineînțeles, conform definiției, v-am explicat care este diferența dintre cele două magii din punct de vedere al omenirii, al științei, al bisericii. Iar din punctul meu de vedere, după cum i-am spus, eu consider că oricine poate face atât bine cât și rău, atât magie albă cât și magie neagră. Iar ceea ce vreau să vă spun în final este că am văzut pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, și nu doar pe TikTok, chiar și pe YouTube, pentru că știți că eu am și un canal de tarot, tot felul de persoane care își bat joc efectiv de puritatea, de naivitatea și de inocența tinerelor din ziua de astăzi. Dragile mele, știu că pe canalul meu sunt o grămadă de fete tinere care îmi urmăriți vlogurile și sunteți curioase. Multe dintre voi ați cerut acest vlog și l-am făcut pe înțelesul tuturor, cred eu, așa cum am putut.
Dragile mele, scumpele mele, nu știu dacă am mai vorbit despre lucrul ăsta, dacă am mai vorbit și mă repet, vă rog frumos să mă iertați, am ținere de minte scurtă, dar mă gândesc că chiar și dacă mă repet, e de bun augur. Nu mai credeți în toate porcăriile ceea ce apar pe internet, cum că acele vrăjitoare te pot ajuta să-ți faci singură o magie neagră ca să poți să aduci pe nu știu cine sau să omori pe nu știu cine. E de domeniul SF-ului ceea ce spun ele acolo. O să vorbim în celălalt vlog despre ritualuri și despre cum se fac. Poate ați observat că am încercat să omit anumite lucruri sărind peste subiecte. Dar dacă ați văzut acest lucru, să știți că n-am făcut-o intenționat. Am făcut-o pentru că vreau să vorbesc în cealaltă parte despre ceea ce am de vorbit. Dar vă rog frumos să nu mai credeți în așa ceva. O vrăjitoare care este într-adevăr vrăjitoare, indiferent că e de magie albă sau de magie neagră, niciodată nu își va spune secretele. Niciodată nu se va arăta pe internet. De ce? În primul rând, pentru că nu e normal, e o lege care nu îți dă voie să îți pui acel secret. Și aici vorbim de vrăjitoarele care într-adevăr sunt vrăjitoare, nu de astea care sunt vrăjitoare pentru 200-300 de lei. Nu, alea sunt șarlatanci, hoațe. Și doi la mână, chiar și alea hoațe, care sunt hoațe deștepte, niciodată nu își vor da secretul pe internet pentru a-și pierde ele clientela. Luați-o logic. Dacă vouă vi-ar spune X, Y, că, nu știu, merge să scrii pe o foaie cu pix roșu și să folosești trei lumânări negre, să mergi seara la o baltă și să îngropi acea foaie, mă rog, în pământ sau să o arunci pe apă, n-ar fi toată lumea fericită dacă ar merge treaba asta? Nu toată lumea și-ar face singură acasă acest lucru? Pentru ce te-ai mai duce la tămăduitoare, vrăjitoare, ghicitoare, cum vreți voi? Pentru ce le-ai mai dat lor bani dacă aceste lucruri ar merge? Pentru ce? Că ți-ai face singur. Nu te-ai mai deplasa până acolo. Ăsta este tot un fel de marketing, să-i spun așa, o înșelătorie pe față. Pentru că ele, prin treaba asta, își atrag abonați, vizualizări, urmăritorii, depinde de rețelele de socializare sau clienți, în unele cazuri. O vrăjitoare adevărată nu are voie de reclamă pe internet. O vrăjitoare adevărată nu stă așa la vederea lumii. Și acelea sunt foarte, foarte rare, care în ziua de astăzi într-adevăr mai există. Poate pe vremurile bunicilor noastre erau întâlnite mai des, dar acum poate sunt două sau trei în toată țara. Deci nu mai credeți, nimeni nu vă dă secretul unei vrăji, unei incantații așa pe gratis pe internet. Sunt pure minciuni, sunt pure prostii. Și poate cu lucrurile alea vă atrag să le și căutați, să le telefonați și să vă scoate și niște bănuți din buzunar, să le dați lor pe niște excrocherii. Și așa să vă face și probleme cu părinții, mai ales cele care sunteți minore. Nu ascultați cu riscul că mi-au hei și că sunt persoane care se uită la clipul ăsta și care chiar fac chestia asta și mă înjură, mă blesteamă, nu mă interesează. Repet, lucrurile sunt trei, da? Regula de trei. Se întoarce, da? Nu e nicio problemă, puteți să mă blestemați zi și noapte. Egal. Adevărul e că, da, doare. Și adevărul e că în ceea ce spun eu e mult adevăr. Nu mai puneți botul la toate porcările că nu câștigați nimic. Timp pierdut și, bineînțeles, energie consumată, pentru că se consumă o energie. Iar lucrurile astea, poate că mai devreme sau mai târziu, chiar dacă nu au un efect, tot se întorc asupra voastră. Doar gândul că ai vrut să-i faci cuiva rău sau ai vrut să desparți pe cineva, te poate aduce la pierzanie, pentru că puterea gândului e mai mare decât orice altă magie făcută la baltă noapte. Asta vă spun eu din surse sigure. Voi faceți ce vreți, eu v-am dat un sfat prietenesc, un sfat ca de la, nu știu, om la om. Dar sunt foarte multe tinere naive care pun botul la astfel de porcării și nu e cazul. Repet, nici o vrăjitoare care e o vrăjitoare în adevăratul sens al cuvântului nu ar face așa ceva. Nu, în primul rând nu și-ar da secretul ei și în al doilea rând nu s-ar lăsa ea să piardă bani pentru a ajuta lumea așa, că s-a trezit dimineața cu chef de a ajuta lumea, nu. Pentru că așa, repet, ar face toată lumea acasă și la ele n-ar mai veni nimeni. N-ar mai avea bani și automat nu s-ar mai crea acel lux în jurul lor, înțelegeți? Așa că luați-o logic, gândiți-o logic. Tot ceea ce vedeți acolo este pură minciună. Pentru a atrage mai multe like-uri și, nu știu, mai mulți urmăritori. Pentru a atrage faimă, atrage, nu știu,
o viralitate, să-i spun așa. Nu mai credeți, dragile mele, pentru că e o totală minciună. Adevăratele farmece și adevăratele ritualuri de a aduce un băiat lângă tine pe care tu-l vrei, se fac, după cum ați văzut, cu protecții, cu... pentru că sunt lucruri grele acolo. Trebuie să te protejezi ca să le faci. Dar despre asta vom vorbi în celălalt clip. Nu merge cu un pix pe foaie sau cu două lumânări și un porcan de urină sub pat, care se împute. Am eu niște clipuri, dacă vă uitați pe pagină în jos, unde făceam mișto de niște doamne de genul. Nu dau nume, nu pun poze, cred că ați văzut și voi, sunt fantomele, nu vă sperea, spiritele, entitățile din casa mea. Cred că ați văzut pe YouTube destul de multe femei care fac chestii de genul, deci nu e nicio problemă. Sunt destule, n-are rost să le numesc eu, pentru că nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dar vreau să deschid ochii, să vă fac să înțelegeți că lucrul acesta nu e ok. Nici pentru buzunar, nici pentru psihic, nici pentru nimic. Plus că de ce să faci așa ceva? E împotriva legii, împotriva naturii tale ca o ființă. Și să nu mai vorbim de religie, de Biblie. Nu sunt o persoană super credincioasă, dar nici o persoană super, nu știu, păgână. Cred în Dumnezeu, pentru că pe mine m-a ajutat de foarte multe ori și în credința mea, oricât de nebun aș fi eu, așa ceva n-aș face. Adică, pentru ce aș aduce un bărbat cu forță lângă mine? Dacă el nu vine că vrea și că simte, n-am nevoie să-l aduc cu forța. Oricum, el va veni că e legat prin farmecele respective. Când acel farmec se va termina, acea vrajă se va rupe, el va pleca. Sau îl mai poți ține lângă tine, făcându-i toată viața aceste lucruri. Și cu ce te legi? A, cu nenorociri pe mai târziu. Asta da. Repercursiuni grave asupra vieții voastre, pentru că karma există. Puterea gândului, repet. Așa că vă rog, eu nu mai credeți. Nu mai credeți, pentru că nu are sens și multe dintre voi aveți o vârstă destul de înaintată. Sper că vi-a fost util videoclipul și sper că n-am supărat pe nimeni. Oricum, dacă mă supără, nu-mi pasă. Mi se rupe codul. Așa. Și ce să zic, pentru cei care mă ascultați, pentru cei care mi-ați cerut clipul, sper că v-am scos un pic așa din eroare. Sper că v-am dat de înțeles și așa pe final vreau să vă spun că eu nu practic nici magie albă, nici magie neagră. Bine, dacă voi o considerați asta cu ghicitul magie albă, ok, practic magie albă, dar nu fac vrăji, nu leg pe nimeni de nimeni, nu dezleg pe nimeni de nimeni, deci eu cu vrăji, cu incantații, cu astea nu mă ocup și nu mă voi ocupa câte zile voi avea eu pentru nimic în lumea aceasta. Citesc în tarot, în cărți oracol, în cafea, în chipurile voastre, dar nu, așa ceva eu nu fac. Lucruri care, într-adevăr, sunt de ale... nu sunt pentru mine. Asta fiind spuse, vă pup, vă doresc o zi sau o seară minunată. Mă rog, sper să fie seară când vă uitați, să vă iau așa un pic somnul. Și vă mulțumesc dacă ați stat până la sfârșit, știu că este un vlog foarte lung, dar a fost cerut de voi și sper să și aveți răbdare să-l urmăriți dacă tu mi l-ați cerut. Vă las, vă pup, vă îmbrățișez tare, 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 mă iertați încă o dată pentru absență, dar, lipsă de idei ce să faci. Și ca de fiecare dată vă spun, aveți grijă ce faceți, de unde umblați și cu cine umblați. Bye, bye!